Polițiștii rutieri din județul Alba au demarat ieri o acțiune care a avut ca principal scop prevenirea accidentelor rutiere datorate nerespectării prevederilor legale privind depășirea și trecerea la nivel cu cale ferată. Mai puțin de 37 de permise auto au fost reținute pentru încălcări ale acestor legi. 49 de polițiști au participat ieri la acțiunea care a avut scop prevenirea accidentelor datorate nerespectării depășirii pe drumurile publice. Numai puțin de 326 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate conducătorilor auto, din care 30 au fost pentru depășiri neregulamentare. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la aproximativ 56.000 de lei. Cei 30 de șoferi care au efectuat depășiri neregulamentare au rămas fără permis pe o perioadă de 30 de zile. În cadrul acțiunii au fost descoperite și 3 infracțiuni rutiere, fiind retrase 12 certificate de înmatriculare. Tot ieri, 20 de polițiști au fost prezenți în apropierea căilor ferate. 167 de autovehicule au fost verificate, fiind aplicate 88 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 16.000 de lei. 7 permise de conducere au fost reținute, din care 2 pentru nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată. Cei 2 conducători care au fost surprinși traversând neregulamentar au rămas fără permis pentru o durată de 90 de zile.